22 de mehedințeni au fost confirmați pozitiv cu SARS-CoV-2 în ultimele 24 de ore. Pandemia de coronavirus nu se oprește și face în continuare victime. Încă un deces a fost înregistrat în decursul zilei de astăzi. De la începutul pandemiei și până în prezent, în Mehedinți, 194 de persoane și-au pierdut viața în lupta cu boala. Peste 5.000 de persoane confirmate cu COVID-19 în Mehedinți de la începutul pandemiei și până în prezent. În acest moment, 102 persoane sunt internate, iar 267 sunt izolate la domiciliu asimptomatice. 22 de cazuri de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 și un deces a fost înregistrat în ultimele 24 de ore. Situația epidemiologică din județul Mehedinți de astăzi, 4 ianuarie, este următoarea. 375 persoane se află în carantină la domiciliu sau la locația declarată de aceștia. 102 persoane sunt internate în acest moment la spital, 267 persoane sunt izolate la domiciliu asimptomatice. În ultimele 24 de ore, în județul Mehedinți au fost înregistrate 22 cazuri de îmbolnăvire și un deces. Rata incidenței cumulative în județul Mehedinți la 1000 de locuitori este de 1,16. În județul Mehedinți, rata incidenței cumulative COVID-19 la 1000 de locuitori a scăzut considerabil. În ultimele 24 de ore s-a înregistrat o valoare de 1,16.